Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Să vedem de data aceasta cum vor mai evolua lucrurile pentru voi, ce se mai deschide în fața voastră, ce mai simte această persoană ta, ce mai gândește aceasta referitor la tine, referitor la această relație dintre voi doi la acest part. <coughs> parteneriat al vostru. Să vedem mai departe prima carte. Uh, prima carte în etalare, dragii mei, iată este diavolul din arcana majoră. Această carte aduce în prim plan ideea de uh, dependență, ideea de. Uh, Lucruri care se tot repetă în viața voastră și de care v-ați săturat și pe care vreți să le puneți punct. Aceste dependențe, că vorbim de a consuma mai mult alcool decât trebuie sau mai mult tutun decât trebuie sau poate avea probleme cu drogurile sau ce știu eu ce alte dependențe aveți în viețile voastre, toate acestea, iată că trebuie să înceteze în acest moment, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră sunteți hotărâți să um, vă implicați și mai mult în această relație, să formați un cuplu care să aibă perspectivă, care știe foarte bine ce vrea de la viață și așa mai departe. Um, care este hotărât să obțină ce dorește, trebuie să faci aceste lucruri pentru tine și pentru celălalt. De asemenea, dacă ești implicat într-o relație care te consumă prea mult, o relație toxică în viața ta, care a devenit toxică în ultima vreme, sau dacă ai parte de asemenea relații în jurul tău, ia seama în cele ce urmează și ia o decizie în, privința acestor relații, pune punct acestora pentru că nu îți aduc niciun folos în viață. Din potrivă îți pun doar piedici, doar bețe în roate și așa mai departe. Dacă ai tot felul de persoane care se, se dovedesc a fi bârfitoare mai degrabă sau care îți fac tot felul de, îți joacă tot felul de feste, ia măsuri în legătură cu aceste persoane și excludele din viața ta. Pur și simplu îți vei face foarte, îți vei face numai bine făcând așa. Următoarea carte, dragii mei, iată este baletul de spade. Această carte vine să vorbească despre o despre o stare de vite o energie deosebită pe care o au lucrurile în această perioadă pentru viața voastră, evenimentele în jurul vostru se petrec parcă cu o repeziciune fără precedent. De asemenea, acest valet de spade iată că vrea să împrăștie norii negri, norii întunecați din preajma relației voastre. Se pare că persoana ta își dorește foarte mult să alcătuiți o familie fericită, și acest valet de spade vrea să înlesnească sarcina acestei persoane ale tale, să-i ușureze sarcina de a veni spre tine mai mult și mai mult spre a face lucrurile posibile. Următoarea carte, dragii mei, iată este asul de cupe, nici nu se putea altfel, Acest, această carte vorbește despre foarte multă împlinire care va veni spre voi în perioada care urmează, o nouă etapă care va începe se pare că persoana ta este foarte hotărâtă să facă pasul decisiv când vine vorba de tine. Este hotărâtă să-ți ceară mâna, hotărât să-ți ceară mâna dacă este un bărbat, <coughs> și se gândește la tot felul de situații, tot felul de metode prin care să facă asta cât mai romantic posibil. Așadar, așteaptă-te așteaptă în perioada următoare la o asemenea situație, la o asemenea propunere din partea persoanei tale pentru că aceasta va veni foarte hotărâtă spre tine, fie te va invita uh, să locuiești cu ea, fie uh, îți va propune să închiriați cel puțin sau să cumpărați o casă undeva unde să locuiți împreună, uh, să vă vedeți de viața voastră și așa mai departe. Uh tot acest legământ care vine să se formeze între voi doi este de foarte bun augur. Este exact ceea ce sperai și tu să se întâmple. Poate că nu sperai să se întâmple atât de repede, dar iată că valetul de spade și a făcut treaba în acest sens. Și energia nouă care a venit în relația ta este pe punctul de a se manifesta pentru voi. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Puterea din Arcana Majoră. Această carte uh, vine să uh, îți spună că uh, să ai încredere că ai și vei avea întreaga putere, întreaga forță în tine pentru a face orice schimbare pe care ți-o dorești în viața ta. Uh, orice acțiune pe care crezi că trebuie să o faci în această perioadă care depinde de tine, vei putea să o faci fără nicio problemă, chiar dacă îți vei face probleme la început spunând, spunându-ți că Aoleu, nu sunt în stare să o fac sau ceva de genul acesta. Dar văzând Făcând fiecare lucru pas cu pas, încet, încet, vei vedea că până la urmă vei trage concluzia singură sau singur că ai fost în stare de orice încă de la început. Da, singurul aspect care rămâne de luat în calcul este decizia ta de a merge înainte, decizia ta de a face lucrurile ca la carte. Următoarea carte, dragii mei, iată, este un 3 de spade. Această carte arată faptul că până nu de mult tu ai suferit în viața ta foarte mult. Ai avut parte de o trădare din partea unei persoane și văd aici că înainte de această relație ai fost implicat sau implicată într-o relație care te-a rănit foarte mult. Ți-a creat și anumite răni în momentul despărțirii de acea persoană. Și acele răni nu sunt sigură că s-au vindecat pentru tine. Așadar, fii foarte cu băgare de seamă pentru că s-ar putea să mai ai nevoie încă de uh, vindecare în viața ta și va trebui să faci ceva în acest sens. De asemenea, pentru unii dintre voi este posibil să vorbim aici despre o relație de trio. În acest sens, e posibil ca persoana ta să mai fie lângă cineva în aceste momente, o persoană de lângă care nu poate să plece imediat, dar va pleca foarte curând, pentru că va alege, te ales pe tine, știe că vrea o familie fericită alături de tine și vrea să se implice tot mai mult în relația cu tine. Uh, și următoarea carte, dragii mei, uh, iată este uh, șaptele de pentagrame. Această carte arată faptul că tu vrei să iei o pauză în perioada aceasta, uh, o pauză pentru a vedea uh, unde te găsești în acest moment și mai ales ce poți face spre uh, mai departe, ce poți face spre a uh, înainta în uh, această relație și în viața ta în general. Este foarte bine, așadar, că te oprești puțin din treburile tale zilnice pentru a trage o linie și pentru a vedea uh, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele situației în care te afli, uh, și mai ales ce decizii poți lua pentru viitorul tău apropiat. Să lămurim puțin cărțile. Iată că avem aici echilibrul, dragii mei, alături de diavolul. Se pare că această perioadă din viața ta se dorește una, a fi una extrem de echilibrată. Nu dorești să-ți pierzi echilibrul în perioada care urmează. Știi că urmează decizii foarte importante pentru tine, decizii care vor însemna implicarea ta maximă în viața ta și în viața celuilalt. Așadar, trebuie să fii foarte cu băgare de seamă în legătură cu uh, aceste hotărâri pe care le iei tu în perioada ca aceasta, în perioada care urmează. Uh, dacă ești o persoană foarte ordonată, foarte echilibrată, uh, vei aduce această ordine și disciplină și în relația ta de cuplu, fără doar și poate. Vei reuși să faci acest lucru. Următoarea carte, iată, este Nebunul alături de Valetul de Spade. Această carte arată că ești mai degrabă. Tinzi mai mult în această perioadă să te arunci cu capul înainte în această situație a vieții tale. Parcă nu mai vrei să gândești prea mult, te-ai săturat să privești foarte mult în adâncime situația. Vrei să, vrei să guști și tu viața în, cu tot ceea ce are ea să-ți ofere și știi foarte bine că ți-ai dorit dintotdeauna să se întâmple în viața ta ceea ce acum se întâmplă pentru tine, așadar nu-ți rămâne altceva decât să te lansezi, ca să spun așa, în această aventură a vieții tale pentru că ți ai dorit o încă de la început și ești foarte fericită sau fericit că ți se întâmplă și ție. Da, te lansezi în această aventură, după cum am spus, ești foarte entuziasmat sau entuziasmată de această experiență care urmează și pentru tine în viața ta. Iată că avem aici regina de cupe alături de asul de cupe. Această carte arată o implicare maximă din partea voastră în această relație, o implicare care arată atât devotament, dar mai ales loialita și le loialitate, dar și multă iubire din partea voastră a se pare că această regină de cupe vine să-ți spună, să spună că este momentul în care se va declanșa această stabilitate în viața ta, în sfârșit. Vei simți pur și simplu că uh, poți să te lași purtat sau purtată pe, uh, uh, în această situație în care te afli. Uh, având în vedere decizia care pe care trebuie să o iei în legătură cu propunerea care va veni în viața ta și care este maximă, uh, Bineînțeles că uh, vei lua o decizie uh, în măsura în care depinde de tine și în acest sens pot să, pot să spun că această decizie depinde maxim de tine. Da, într-adevăr, tu ești cea care sau cel care, dar de fapt, dacă propunerea ți se face ție, vei fi în mod clar numai cea care, vei fi cea care spui da sau nu în fața acestui destin care ți se propune. Următoarea carte, iată, este un trei de spade din nou alături de puterea. Um, va trebui să fii foarte precaut sau, sau foarte precaută în cele ce urmează în viața ta um, și vei fi așa pentru că, după cum am spus, ai avut o experiență în viața ta înainte de a intra în această relație, o experiență care te-a învățat, în primul rând, să fii precaut sau precaută. Um, te-a învățat să uh, privești foarte bine uh, situația în care te afli, să o analizezi bine înainte de a te arunca în, în uh, vâltoarea ei, uh, pentru că uh, riști foarte mult, uh, în primul rând, riști întreaga ta existență. De aceea vrei să fii foarte sigură în momentul în care spui da, uh, foarte sigură că faci alegerea uh, cea mai potrivită pentru tine în acest moment. Și bineînțeles că așa va fi. Iată că avem aici cavalerul de cupe alături de treiul de spade. Acest cavaler de cupe vine să-ți aducă această șansă maximă care vine în viața ta. Să știi că ai parte de un partener extraordinar care arată că vrea să fie foarte implicat în ceea ce te privește. Îți arată multă dragoste, vine alături de tine și se manifestă extrem de romantic vis-a-vis -vis de tine. Vrea să-ți ofere să bei din cupa lui, din cupa dragostei pe care o întinde spre tine. După cum am spus, este foarte asumată această persoană și dacă nu vei accepta oferta sa, vei avea, vei avea mari regrete. Iată că ultima carte care vine în etalare, dragii mei, este Diavolul din nou din Arcana Major. A fost și la începutul etalării. Se pare că este foarte important ca în această perioadă, dragii mei, să renunțați la cele dependențe care vă macină care vă uh, periclitează calitatea vieții, pentru că de acest lucru s-ar putea să depindă fericirea ta în relație, fericirea ta în acest parteneriat care, iată, este pe punctul de a, de a se legifera, de a, deve, de a deveni uh, o căsnicie uh, pentru tine, dragul meu sau draga mea. Așadar, uh, mare atenție la, și la comportamentul tău de acum înainte. Și la modul în care te te manifesti în această relație. Să <coughs> vedem mai departe. Cartea care iese pentru voi din oracol este pasiune, dragii mei. Îngăduie inimii tale și sufletului tău să cânte cu bucurie. Iată că această carte a ieșit pentru voi dragii mei. Se pare că uh, sunteți pe punctul de a deveni foarte, foarte fericiți în viața voastră și nimic nu vă poate împiedica să cântați, să dansați, să vă manifestați așa cum simțiți, pentru că este tot ceea ce contează în viața asta. Așadar, dragii mei, urmați-vă pasiunea, urmați-vă cursul vieții așa cum simțiți, uh, faceți ceea ce vă doriți și veți fi fericiți. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!